seara, doamnelor și domnilor, bun găsit și în această seară de marți la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. De peste 20 de ani, în România se tot reformează, fie că e vorba de sistemul de sănătate sau de învățământ, fiecare încearcă să aducă ceva nou, ceva mai bun, se spune, pentru noi, pentru cetățenii care beneficiem de toate aceste sisteme. Anul acesta a reprezentat un pas înainte pentru reforma sistemului sanitar și anume introducerea unei noutăți pentru noi, a rețetei electronice și a cardului de sănătate. Cum se implementează aceste sisteme noi? Dacă ele sunt bine primite de medici, cum au fost ele implementate în sistemul sanitar, vom afla în această seară și așa cum v-am anunțat încă de săptămâna trecută că ne vom opri asupra acestui subiect, îl avem în această seară alături de noi pe domnul director al Casei Județene de Sănătate Giurgiu, domnul Marin Constantin. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și de asemenea vom avea alături de noi, dar prin telefon de data aceasta, pe doamna Elena Păun, farmacist, președinta Colegiului Farmaciștilor filiala Giurgiu, și pe medicul Cornel Ceanu, medic specialist medicină familie, cu care vom intra, așa cum spuneam, într-o legătură telefonică ceva mai târziu. Ni s-a părut extrem de interesant, dacă ați observat, chiar seara aceasta a fost dedicată sistemului de sănătate și colegii mei au abordat același subiect. Niciodată destulă informație nu face rău. Un om informat este un om mai puternic, așa că vom încerca în această seară să mai spunem ceea ce poate nu s-a spus și întotdeauna mai există ceva de spus despre aceste lucruri. Așadar, domnule director, sunteți reprezentantul Casei Naționale de Sănătate în județul Giurgiu și pe lângă problemele pe care le administrați legate de sănătate, în acest an aveți, de fapt începând cu anul trecut, este vorba de rețeta electronică și de anul acesta nu se știe când, va intra în vigoare și cardul de sănătate. Aș vrea să ne oprim asupra acestei rețete electronice care de la 1 ianuarie a devenit obligatorie, celelalte rețete nefiind valabile. Cum considerați dumneavoastră acest nou sistem și motivul pentru care el a fost implementat în sistemul de sănătate românesc? Rețeta electronică a constituit un pas înainte în reforma sistemului de sănătate. A fost implementată rețeta electronică și a funcționat în paralel cu rețeta clasică, acea autocopiativă, încă din august 2012. A fost o perioadă de teste, de probă, a dat posibilitatea medicilor să lucreze atât pe rețeta clasică, cât și pe cea electronică. Medicii în aceste 5 luni de zile până din august până la 1 ianuarie au avut posibilitatea să se obișnuiască cu prescripția electronică, au avut posibilitatea să își procure echipamentul, conexiunea la internet pe care este obligatorie în prescripția electronică și 1 ianuarie am considerat noi că ne va găsi bine pregătiți și gata. Ați considerat dumneavoastră, s-a întâmplat așa? În mare s-a întâmplat. Majoritatea medicilor au făcut tot ce trebuia pentru a fi pregătiți și au procurat echipamentele, absolut totul. Dar au mai fost și sincope. Sunt medici care, fiind în zone unde conexiunile la internet sunt mai slabe, nu au o viteză corespunzătoare, echipamentele, calculatoarele, imprimantele nu au funcționat corespunzător. Sau nu sunt performante, spunem. Nu aveau deloc, nu... Da, poate, dar nu... Că mă gândesc nu, la medicii de la țară. Este mult spus să nu aibă... Și la țară, în orice sat, în orice comună, există posibilitatea de a avea internet. Dacă prin Rom Telecom nu se putea, se poate prin
bine, nu vreau să fac greu, prin alte, da. prin alte rețele de telefonie mobilă. Dar data de 3 ianuarie ne-a creat prima problemă. Am avut, eu știu, reclamații că programul nu funcționează, că este vinovată casa de sănătate pentru problemele care le au, de fapt, medicii. Am trecut peste această problemă, mai ales că în data de 27-28 decembrie am transmis prin site-ul Casei de Sănătate Giurgiu o notă de informare către toți medicii și către toți prescriptorii să își rezerve pentru eventualele disfuncționalități ale sistemului, să își rezerve serii și numere pentru rețete electronice offline la cabinet și la domiciliu. Și astfel putea să prevină disfuncționalitățile din sistem în situația în care nu aveau conexiune la internet, putea să prescrie offline și avea aceeași era identică cu rețeta electronică online. Asta înseamnă că practic medicii și farmaciști au fost obligați să folosească această rețetă electronică, dar dumneavoastră de acolo, din spate de undeva, ați vegheat ca sistemul să funcționeze, nu? Și ați răspuns tuturor solicitărilor. Da, sigur, sigur că da. Chiar recomandarea a fost să-și rezerve un calup de rețete electronice offline pentru o lună de zile. Asta s-a întâmplat la începutul anului. Suntem la jumătatea lunii. Cum merg lucrurile? Nu am avut reclamații, să zic, e mult spus reclamații. Plângeri, exact. Pentru prescripția electronică, singura problemă pe care am avut-o cu rețeta electronică pentru HIV-SIDA. Dar am rezolvat-o și pe aceea, se merge pe... Se poate întreba de ce a fost problemă cu ea? Sau da, pentru că sistemul și, să zicem sistemul, nu vreau să acuz pe nimeni, pentru că dacă se lucra începând din august sau cel puțin, hai să zicem, în luna decembrie, pe prescripția electronică, nu se ajungea acolo, pentru că sistemul nu a preluat rețeta electronică online pentru farmaciile cu circuit închis. De ce credeți dumneavoastră, ca instituție care promovați acest nou sistem, că e mai bună această rețetă electronică decât rețeta tradițională, pe hârtie? În primul rând, rețeta electronică simplifică foarte mult munca atât a medicului cât și a farmacistului. Spuneți dumneavoastră, vom vedea ce spun domnii doctori și farmaciști. Poate că domnii doctori, fiind foarte bine pregătiți, nu sunt de acord ca sistemul să îi corecteze în situația în care prescrie un medicament care nu este pentru boala pe care o are pacientul. Și se poate întâmpla lucrul acesta? Exact asta este o noutate pentru rețeta electronică. Mai mult decât atât, la prescripția electronică se trece substanța activă, nu mai se trece medicamentul. Nu mai dăm posibilitatea oamenilor să ne acuze că noi prescriem un anumit medicament pentru că avem anumite interese. Cu firmele furnizoare de medicamente, cu firmele furnizoare, cu anumite branduri, cu... Da. E, din punctul dumneavoastră de vedere, e o realizare, nu? Mai mult decât atât, rețeta electronică, online, are un cod de bare 2D, care, în momentul în care se merge în farmacie, este suficient cu cititorul să citească acel cod de bare și importă toate datele. Mai mult decât atât, se poate ridica dintr-o farmacie un singur medicament din rețetă. Nu este obligatoriu să le ridice pe toate. Și merge la o altă farmacie și ridică un alt medicament și
fizic, rețeta va fi reținută doar de ultima farmacie care eliberează medicamentul. Știți, poate și cu siguranță sunt mii de oameni, milioane de oameni la nivel de țară, zeci, sute la nivel de oraș, care au beneficiat deja, pentru că sunt oameni cu probleme și care au mers la medic chiar din a doua zi a anului, poate. Unii au beneficiat de această rețetă, alții au avut norocul să nu aibă de-a face cu ea și poate nici nu vor avea curând de-a face cu ea. Evident că medicul știe ce să-i spună, dar până să ajungă la medic, puteți să spuneți cam care este filiera și ce e de fapt această rețetă electronică? Deci merge la medic, îl consultă și stabilește o afecțiune, da, să spunem, da. Și prescrie o rețetă. Ce se întâmplă? Că omul e învățat să plece de acolo cu hârtiuța în mână. Cu rețeta în mână pleacă. Așa. Merge la medic, pacientul este consultat, da? Îi eliberează rețeta, așa. Dar rețeta nu o mai scrie. Așa. Cu pixul sau eu știu să o scrie cu acea imprimantă cu ace. Practic o scrie în calculator, o listează la așa. O imprimantă, nu trebuie să fie o imprimantă anume, orice imprimantă și pleacă cu hârtie, pacientul dar pleacă. Scrisă da. La calculator. Medicul în momentul în care îi prescrie rețeta electronică nu mai este obligat să mai introducă încă o dată rețeta în calculator pentru raportări. Deci încă o dată poate să nu fie scrisul foarte lizibil și merge la aici, farmacie. Da. Se greșește CNP-ul, se greșește medicamentul, pentru că această rețetă, în momentul în care a scris-o, a listat-o în imprimantă, este cel mai sigur mod că datele sunt scrise corect, medicamentele sunt prescrise corect și transmise către farmacii exact așa cum trebuie. Și către care farmacii sunt transmise? Către orice farmacie care este sub contract cu casa pentru eliberarea medicamentelor compensate, gratuite. Și de aici începe treaba farmaciștilor. Fără să direcționăm către anumite farmacii. Eu am avut discuții cu o parte din medici de fiecare dată când ne-am întâlnit, pentru că așa, eu știu, pe surse, mi s-a transmis că unii medici, și nu vreau să-mi ia nimeni în nume de rău, direcționează pacienții către anumite farmacii. Acest lucru nu este normal și nu pot să spun că așa fac, dar sunt speculații. O să rog pe colegii mei, ca să continuăm discuția asta și cu o altă părere, să ne facă legătura telefonică cu doamna Elena Păun. Așa cum spuneam, vom avea invitați prin telefon în această seară și doi specialiști, un farmacist și un medic de familie, care își vor spune părerea cu privire la acest subiect. O să rămânem în continuare. Dacă acestea au fost problemele, să spunem, au fost unele probleme ale medicilor legate de această rețetă electronică, cu farmaciști ați avut probleme? Nu, cu farmaciști. Au primit mai bine decât medicii această... Eu consider că atât medicii cât și farmaciile sunt dotate cu echipament corespunzător și nu văd de ce ar fi probleme. Nu am primit niciun fel de... Mi se spune că avem deja la telefon. Alo? Bună seara, doamna Păun. Bună seara. Vă mulțumim că ați acceptat să intrați în legătură telefonică cu noi. Multă plăcere. Vorbeam despre această rețetă electronică cu care dumneavoastră lucrați de la jumătatea anului trecut și obligatoriu din acest an. Cum considerați din punctul de vedere al dumneavoastră, din punctul de vedere al farmacistului, această rețetă electronică? Doamna, intenția rețetei electronice este foarte bună, numai că mai sunt sincope în derularea programului. Se mai blochează câteodată, pacienții pun mâna acolo unde există codul de bare și în momentul când pun mâna nu mai putem să citim codul de bare cu cititorul
Și atunci trebuie să introducem rețeta manual. Dânsii nu prea au răbdare și cam fac gălăgie și uite așa. Este Dar sperăm vorba... că în cel mai scurt timp și dânsii vor fi înțelegători și nu vor mai șifona rețetele și nu vor mai... Trebuie și să avem răbdare, este ceva nou. Da, da, totul este... Eu cred că intenția rețetei electronice este foarte bună. Este bună pentru cine, de fapt? Poftiți? Pentru cine este bună? Considerați că este bună? Atât pentru farmaciști, cât și pentru pacienți. Deci, practic, n-ați avut probleme dumneavoastră și sunteți de acord cu această formulă? Da, eu sunt de acord cu această formulă, nu numai eu, toți farmaciștii sunt de acord cu formula, numai că v-am spus, e o noutate și se mai blochează din când în când programul, dar sperăm că în câteva săptămâni să se remedieze și blocajul ăsta și... Mai sunt întotdeauna cu internetul, sunt probleme. Așa este. Și așa cu e. Conexiunile și probabil acest sistem. Da, da, așa dacă, e. Dacă... Vă rog. Chiar în cursul zilei de astăzi am pus pe site-ul Casei Giurgiu exact ce a spus doamna Păun, în situația în care pacientul vine cu codul de bare șters, șifonat. Rețeta trebuie introdusă manual. Manual, da. Da. Dumneavoastră ați venit în întâmpinarea soluționării problemei. Deci oamenii știu să se descurce foarte am bine. Tot, nu? Am tot respectul dacă pentru tot personalul, voință. Atât medical cât și pentru farmaciști. Eu vreau să fie armonie, vreau să funcționeze perfect relația între Casa de Sănătate Giurgiu, medici, spitale și farmaciști. Sperăm să fie așa, domnul director. Da, mă bucur să aud că există o deplină armonie între aceste două instituții. Adevărul este că în privința acestei rețete electronice n-am auzit să fie așa de multe critici. Mai multe au venit în privința cardului de sănătate, dar care încă nu a fost distribuit până la această oră. La farmacie n-a ajuns, nu știu ce să vă spun despre acest lucru. Da, o să încercăm să aflăm și noi în momentul în care vom putea să știm mai multe date. Deocamdată ceea ce există și se folosește această rețetă electronică se pare că este agreată de toți factorii. Da, da, așa este. Vă mulțumesc foarte mult. Cu multă plăcere. Am avut o părere autorizată. Bună seara. Bună seara. Iată că în privința acestui element nou nu există probleme, deși cele inerente unui început, întotdeauna noutățile au speriat sau oamenii nu sunt așa de pregătiți și chiar pacienții aceia care își mai pierd răbdarea stând trebuie să înțeleagă, dar e bine, nu? Am primit sau am cules informații de la pacienți cu care am intrat în contact. A spus că în situația în care rețeta electronică este curată la codul de bare, nu are absolut niciun fel de probleme, în maxim 5 minute a plecat din farmacie cu medicamentul ridicat. A spus atât durează până când ia medicamentul după raft și mi-l mânează cu bonul de la casă. O să-i rog pe colegii mei acum să ne pregătească și cea de-a doua legătură telefonică, pentru că vrem să vedem și părerea celui care eliberează astfel de rețete, dacă ele acolo unde ajung la farmacie totul este așa cum trebuie, să vedem cum este și la medicii de familie. De ce credeți că au existat la început, când au fost anunțate aceste noutăți, să spunem așa, poate noutăți pentru noi, că în alte țări civilizate ele funcționează de mult. Unii medici chiar au fost reticenți la aceste soluții. Eu cred că un pic teama de nou. Poate că unii medici au avut oarece rețineri vis-a-vis de un nou mod de lucru. Dar timpul
a dovedit și va dovedi în continuare că este benefic pentru, pentru da. Atât pentru medic cât și pentru pacient, în primul rând pacient, că în slujba lui suntem, cât și pentru farmacie. O să vedem dacă este chiar așa. L-avem la telefon pe domnul doctor Cornel Lăceanu. Bună seara, domnule doctor! Salut, bună, doamna Brăgaru! Bună seara, domnule director! Vă rog să-mi permiteți, intervenit pentru prima dată în acest an pe postul dumneavoastră, să spun un sincer la mulți ani tuturor celor care vă urmăresc emisiunile. Vă mulțumim și dumneavoastră vă urăm să aveți un an bun, atât profesional cât și personal. Domnule doctor, ați auzit probabil discuțiile noastre de până acum, vorbeam despre aceste noutăți din sistemul de sănătate implementate de anul acesta, practic obligatoriu și rețeta. Care este părerea dumneavoastră ca om care lucrați direct cu acest lucru? Vom vorbi după, deci în primul rând această rețetă electronică și după aceea cu dumneavoastră vom vorbi și despre cardul de sănătate. Despre rețeta electronică. Cum v-ați acomodat cu ea și cum o găsiți? Electronice încă de la început, în mod exclusiv. De ce? Pentru că, ca orice noutate, trebuie un exercițiu pentru a te forma în vederea eliberării corecte a acestor documente. Astfel încât, după 3 luni de zile de utilizare exclusivistă a acestor rețete electronice, și raportându-ne în primul rând la bolnavi, pentru că ei sunt în centrul atenției activității noastre, este un lucru foarte binevenit din punctul meu de vedere, pentru că așa cum spunea domnul director, cel mai mare avantaj îl au pacienții. În ce sens? Oricând o farmacie nu poate onora în integralitate această rețetă, bolnavul poate să se prezinte cu aceeași rețetă la altă farmacie, astfel încât să-și completeze prescripția medicală, ceea ce nu era posibil cu vechiul sistem de eliberare a rețetelor. Ca timp însă de prescriere a lor este același, bolnavii nu așteaptă nici mai puțin, nici mai mult în vederea acestei prescripții. Să mă ierte, domnul director, cu ceea ce nu sunt puțin de acord, nu sunt deloc de acord, este faptul că denumirile se trec identic ca și înainte, aceleași denumiri ale substanțelor active, iar aici este o mare problemă în ceea ce mă privește, nu a rețetei electronice, ci a simplei alegeri a pacientului în fața teșghelei la o farmacie, ce medicament să-i se elibereze. Această calitate nu are nici măcar un farmacist, decât un medic care semnează și pe propria răspundere face indicații atât asupra medicamentului, cât și asupra dozelor de medicament, cât și a duratei tratamentului. Deci, să trec toți substanțele active, dar aceeași substanță activă se regăsește în 2, 4, 5 sau mai multe denumiri comerciale. Da? Care medicament se eliberează concret bolnavului, aceasta medicul nu are de unde să știe, rămâne ca în urma discuției dintre farmacist și pacient, cei doi să hotărască în continuare eliberarea propriu-zisă. Mi se pare, nu mi se pare, cât am să lucrez în acest, în această calitate, am să fiu un înverșunat ostil unui asemenea mod de prescriere a medicamentelor. Nu întâmplător, pe o rețetă banală, medicul o dă și semnează, deturi și dau și semnez. Deci, medicul trebuie să fie cel care alege în ultimă instanță prescripția acelui bolnav. Dar asta e un alt punct de vedere și altă discuție, dacă vreți, deși este... Da, dar mi se pare totuși un lucru, mi se pare totuși un lucru foarte important ceea ce spuneți dumneavoastră și din câte văd eu, domnul director, este de acord cu acest lucru. Bineînțeles. Dar ce se poate face? Se mai poate face ceva? Dar nu este, iertați-mă, nu este domnul director de vină, asta este la nivel național. Noi preluăm tot ce se elaborează la nivel național, să nu vă închipuiți că asta e cutuma casei județene Giurgiu. Nu, n-am spus asta, în niciun caz. Nu. Deci așa cum eu nu pot să fac nimic, nici dumnealui nu poate să facă, zic eu, cel puțin, așa, după cunoștințele mele, nimic, pentru că este o elaborare a casei naționale care datează de ceva timp, până în 2 ani de zile, dacă nu mă înșală memoria. Scopul este clar de ce s-a făcut, probabil pentru
ceea ce s-a mai pomenit mai devreme, iarăși aspectul care nu sunt deloc de acord, vis-a-vis de filiere pe farmacii sau pe firme de medicamente, aceste filiere, în primul rând, trebuie să vă dați seama că pacienții și le formează datorită modului cum sunt tratați între o farmacie și modului în care sunt tratați în altă farmacie. Bolnavii, să știți că își cunosc prețurile medicamentelor, nu mai sunt așa cum vă imaginați, poate, ca prima farmacie care le este în care să și o onoreze. Ei întâi se interesează care este prețul acestei rețete, ei iau poate de o lună sau de mai multe luni sau de ani de zile acele medicamente, astfel de câte sunt, piața se duce la aia la care este prețul cel mai mic. Deci aș vrea să nu mă înțelegeți greșit că sunt avocatul oamenilor în alb, dar eu știu din discuțiile cu pacienții, pentru că ei mă întreabă, domnul doctor, de ce mă costă într-o farmacie atâția bani un medicament, de ce același medicament, dar identic și la fel, vă costă cu totul alt preț în altă parte? Nu pot să le răspund, bineînțeles, la această întrebare, dar este o constatare și este o realitate care nu vreau să fie interpretată ca o relație personală a medicului cu vreo farmacie sau cu vreo firmă de medicamente. Deci, până la urmă, pacientul își alege farmacia unde consideră că medicamentele sunt mai ieftine. Dar nu pot ca medic să interzici sau să-l dirigezi. Imaginați-vă, noi eliberăm în jur de câteva sute, 300-400 de rețete pe lună, aproape, da? E, cum poți să-i faci, îi colonezi 300 sau 200 sau cât vezi dumneavoastră de pacienți și îi duci la o farmacie sau le spui în cabine? Nu. Să mă iertați, dar nu sunt de acord cu atât de mod de a fi în relația medic-pacient. Domnule doctor, profit de faptul că sunteți cu noi și vreau să vorbim puțin și despre acel card de sănătate care urmează. Deocamdată un singur județ beneficiază de el, județul Arad, din câte am înțeles. Este județul pilot de implementare a acestui card. Dumneavoastră sigur sunteți la curent cu acest lucru. Care-i părerea dumneavoastră ca medic despre cardul de sănătate? Doamna Văgaru, cardul de sănătate trebuie să existe. De asta nu poate nimeni să o pună la îndoială, necesitatea existențială a acestui caz. Totuși noi vorbim acum la un nivel de zvon, la un nivel de proiect. Nu știe nimeni, cred că nici domnul director, nu știe, nu stăpânește, că nu are cum, nu s-a elaborat tot la nivel central, domnule, metodologia clară de înmânare a acestor cazuri. Din punctul meu de vedere, eu să mânesc cardurile de sănătate celor de pe lista mea, din capitația mea, n-ar fi o mare problemă. Să le înmânez, rețineți. Dar consider că această completare, ca atât cu date pasaportale, poate fi făcută la nivel Ministerul Sănătății, cum inițial s-a discutat, da? Și noi să nu facem decât distribuirea lor, pentru că medicina nu are nicio tangență, oricum suntem îngreunați de acele raportări pe care domnul director le cunoaște foarte bine și toți dintre colegii noștri care mă ascultă acum, nu este numai situația mea. Noi avem altă menire pe pământul ăsta, altă formare profesională, să fim foarte limpezi și foarte bine înțeleși, da? Asistentele medicale, de asemenea, au menirea lor. Studiile lor nu sunt îndreptate către așa ceva, ci cu toate astea, de la un an la altul, tot apar tot felul de noțiuni noi, de modalități de lucru noi, care le răpesc și timp, deși stresează pur și simplu. Iar dacă îmi doresc ceva pe 2013, dacă m-ați fi întrebat, v-aș spune că primul lucru este să scap de acest stres, care este acest balast. Să pot să mă ocup numai de bolnavi, să fac medicină, că de-aia am învățat-o, să fac medicină și exclusiv medicină. Alți colegi zic, doamne, da, eu fac și pe asta, dar să fiu plătit. Trebuie să mai punem problema dacă suntem plătiți. Pentru că trăim într-o țară care se pretinde democratică și care orice activitate depusă trebuie să se regăsească și într-un echivalent financiar, pentru că noi suntem, dacă vreți, ca și o instituție privată, medici de familie. Noi ne întreținem cabinetele din toate punctele de vedere. Domnul director știe, de la curent, căldură, apă, gunoi, până la orice document medical. Dar noi le cumpărăm toate. Ne scoatem bani în buzunar. Vorbeam de rețete electronice.
Păi, dar domnul director iarăși știe că noi ne-am cumpărat toți, absolut, nu eu, absolut toți în toată țara, imprimante, performante, nu ce aveam date de Direcția de Sănătate Publică, da? E, de unde se tot ai? Pentru că acest buget per cabinet scade de la una la altă cu asemenea cheltuieli. Discutăm despre cititoarele de carduri, nu știu, tot noi le cumpărăm. Deci, de-aia, o să vă spună domnul director acum, da. N-are, da, ascult cu mult drag. Da, cardul național este, dumneavoastră ați spus de evidență, de datele personale. Cardul vine inscripționat de către Serviciul Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice. Dumneavoastră nu inscripționați, practic dumneavoastră activați cardul și inscripționați bolile cronice, alergiile, IRH-ul și grupa sanguin. Fără să am, domnule director, acordul pacientului, vă rog să-mi permite să vă informez că n-am să completez nici jurisprudența care mă obligă. Da? Eu am spus... Pentru că nu există societate de asigurări, indiferent ce asigurare de malpraxis îmi fac eu, care să-mi permită să-i fac publică nici măcar membrilor familiei afecțiunile pe care le are un bolnav. Cu acordul lui, bineînțeles. Dar, ce timp înseamnă acordul lui cu? Nu m-a scris. Știți cum arată un formular? Eu știu cum arată un formular de asigurare prin care un pacient își dă acordul scris, pentru că am făcut un curs special de asigurări medicale. Nu, da. Nu vă spun întâmplător. Și atunci noi în cabinete, cu stimă și respect vă întreb, facem medicină sau cele 20 de consultații pe zi, o capitație de 1000 și ceva, 1500, nu zic 3000 de pacienți, vă imaginați ce timp presupune completarea cu datele medicale ale fiecăruia de către medic? Da, noi deja am intrat în subiect vis-a-vis de care dumneavoastră a spus că nu există norme metodologice pentru referitoare la cardul național de asigurări. Deja linia pe care trebuie mers. Sunt discuții cum trebuie scuba, cum da, trebuie da, da. Este hotărârea 900 din 1 septembrie 2012, prin care se reglementează practic și se stabilesc atribuțiunile fiecărei instituții, inclusiv medicii de familie, vis-a-vis de card. Să dea Dumnezeu să avem păr negru, pentru că nu știu dacă mai rămâne un fir de păr negru peste medicii de familie și cu această povară. Da? Da, eu știu că este o povară, este o povară în plus pentru detrimentul actului medical, să știți. În detrimentul calității actului medical și la asta nu trebuie să se facă rabat. Actul medical este prioritar. Nu trebuie să se facă rabat. Asta se va întinde pe o perioadă foarte lungă de timp, fiecare zi de va fi groază să mergem la cabinete cu acest balast numit completarea cardului de sănătate, care, vă repet, presupune destul mult timp un singur card să fie completat cu același personal, medic asistent. Da. Deci până la urmă, ca să tragem așa o concluzie scurtă, este bun cardul de sănătate? Problema vine de la modul de inscripționare. Cine inscripționează acest card, nu? Doamna Brăgaru, eu închei până, dacă, ca să nu monopolizez această discuție. Cine nu mă crede, să vină într-un cabinet de medicină a familiei, dar din oamenii care hotărăsc aceste destine. Că e simplu să stai într-un birou pe o funcție, să zici, face ăla, da? Ăsta e un pas în șor. Să vadă ce presupune concret. Eu vorbesc din postura omului care lucrez concret și am contact ca toți ceilalți semeni ai mei profesional, zi de zi cu medic, medicina de familie, medicină de primă intenție. Orice problemă se discută la medicul de familie. Să se vadă ce înseamnă numai o zi de lucru. Nu luni de zile sau poate ani, cât va dura completarea și îmbunarea acestor cazuri prin medicul de familie. Domnul doctor, facem o înțelegere. În momentul în care va trebui să completați primul astfel de card, să fim acolo. Sunteți de acord? Sunteți invitații mei. Ca să vedem într-adevăr... Să vedeți ce presupune acest lucru concret. Exact. Asta, tot e teorie sterilă. Nimeni nu crede. Zice, stai domnul, da. Lăceanu, acum... trage tare ca să-și apere semenii. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dacă pledez pentru ceva, pledez în primul rând pentru bolnavi. Pentru că disconfortul meu
și încărcătura mea nu emoțională, ci cu acest balast se va răsfrânge și ca timp și ca răbdare și pentru mine timpul tot 6 ore de muncă are într-o zi. Da? N-am cum să-l dilat. E imposibil. Da. Am înțeles. Deci ne faceți promisiunea că ne invitați în momentul în care... Vă invit de pe acum. Veți completa primul card. Mă angajez să vă informez când vom trece la treabă concret. Ca să vedem așa cum... Sigur că da. Sigur că da. Domnul doctor, cardul de sănătate nu este balast. Este o muncă suplimentară pe care trebuie să o faceți dumneavoastră. Mine, domnule director. Poftiți? Activitatea asta e un balast. Menirea mea pe pământ este să completez carduri. Menirea mea este să consult oamenii, să fac profilaxie și să fac medicină. Dacă fac orice altceva înainte de asta, atunci sunt vinovat. Avem Casa Națională are centru pilot la Arad. În data de 19 decembrie s-a emis primul card și probabil că la sfârșitul perioadei de probe, că practic se fac probe la Arad, vom ști dacă medicii de familie pot să mai să ducă la bun sfârșit și cu rezultate foarte bune inscripționarea și activarea cardurilor. Deci, dar până datele, la urmă rămâne datele de văzut. Datele, nume, prenume, CNP, toate datele de stare civilă, practic ale posesorului de card, ale asiguratului, vor veni scrise de către serviciul pașapoarte. Asta e foarte bine. Da, cu siguranță așa vor veni, vor veni împărțite pe casele județene, mai se coboară până la nivel de medic de familie și nu să vă, dumneavoastră, dacă aveți 2000 de pacienți în lista dumneavoastră, nu o să vă vină 2000 de carduri să faceți, să le distribuiți într-o perioadă limitată de timp. Vor veni ca lupuri în funcție de potențialul fiecăruia. Bun, vom mai avea timp să discutăm, pentru că deocamdată, deși este implementat, este doar ca un centru pilot. Așteptăm din partea domnului doctor Lăceanu să ne invite în momentul în care va completa primul astfel de card. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost în direct cu noi. Am înțeles de la colegii mei că, deși s-a discutat foarte mult și astăzi la noi pe această temă, sunt încă telespectatori interesați de acest subiect. Avem deja niște telefoane în așteptare. Putem să intrăm în legătură telefonică? Alo? Alo? Bună seara! Bună, doamna Mariana! Bună seara, domnule director! Bună seara! Numele meu este Ilie Clement. Da, domnule Clement. Și aș vrea să mă adresez domnului director cu următoarea întrebare. Presupunând că eu sunt pacient, merg la medic, fie de familie, fie specialist, îmi eliberează rețeta electronică și mă prezint la farmacia X. Din cele 6-7 medicamente prescrise de medic, 2 lipsesc, să zicem, din farmacie. Ce se întâmplă pentru mine, care nu pot să intru, fie cumpărându-le, fie rețeta fiind compensată sau gratuită, nu pot să intru în posesia celor 2 medicamente care lipsesc la momentul respectiv din farmacie. Se cunoaște faptul că sunt medicamente pentru care farmacia oprește rețeta. Eu mai pot să mai continui astfel tratamentul pentru că medicul nu întâmplător mi-a prescris 6, 7, 5, 4, nu contează numărul lor. Da, am înțeles întrebarea. Da, și eu am înțeles-o. Este marele plus care îl aduce rețeta electronică. Mergeți la farmacie, a spus că aveți 6 medicamente și acolo sunt doar 4, 2 nu sunt. Le ridicați pe cele 4, farmacia face o copie după rețeta dumneavoastră, vă mânează rețeta și mai puteți să mai mergeți la încă 2 farmacii să luați din fiecare farmacie câte un medicament. La ultima farmacie lăsați și rețeta original. Domnule director, îmi pare foarte rău. Dacă aș avea, să presupunem, numai o răceală sau o gripă, ar fi simplu. Dar ce se întâmplă dacă aș fi operat, sunt post-operatoriu, sau eu știu altă boală care nu-mi permite să mă tot prind de la Ana la Caiafa, până găsesc în final și cele 2 sau un medicament. Eu am zis 2 medicamente la întâmplare. Înțeles. Aici probabil că depinde și de farmacie este cât de aprovizionată este, da, nu? Da, sigur. De acord. Dar eu n-am de unde să știu ca pacient cât este de bine aprovizionată farmacia respectivă la care m-am dus.
Am înțeles, dar în momentul ăsta nu mai înțeleg întrebarea. Vreți să vă adresați casei județene Giurgiu să vă spună o farmacie care are toate medicamentele din rețeta dumneavoastră? Nu cred că ar putea să vină toată populația municipiului Giurgiu la dumneavoastră să vă întrebe. Păi... Întrebarea este simplă. Ce se întâmplă cu mine, pacient, care dacă nu găsesc unul din medicamentele prescrise de medicul specialist sau medicul de familie, da? Și trebuie să umblu sau aflu că la farmacia X, după strada Y, ar avea acolo. Iar da, eu probabil, sunt operat și n-am mijloc de probabil transport. Că acest lucru se poate întâmpla și acum. S-ar fi putut întâmpla și până acum cu o rețetă obișnuită. Da, căutați o farmacie care vă putea elibera toate medicamentele. Acum aveți posibilitatea să ridicați o parte din ele. Bine, mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim pentru intervenție. Mai avem un telefon? Nu. N-am înțeles eu bine. Iată că suscită interes, deși discutăm și s-a discutat cel puțin așa cum spuneam la noi despre acest subiect. Aici problema ridicată de domnul Clement era o situație, partea a doua a întrebării, era o situație care probabil se putea întâmpla și cu rețeta obișnuită. Acum depinde de farmaciile, de farmacii cât erau de aprovizionate cu medicamentele respective. Exact, dar nu... Dar probabil că atunci era și mai mare problemă, pentru că dacă un medicament avea prescris un medicament care se elibera numai pe rețetă, trebuia să oprească rețeta. Trebuia să oprească rețeta și nu mai avea posibilitatea să-l cumpere, să-l ridice de la o altă farmacie. Practic, avantajul rețetei este că poți să iei, îți se dă o copie cu care poți să mergi până îți găsești... Nu, mergi cu originalul. Își oprește farmacia copia, da. Și... Este, eu cred că este un avantaj foarte mare. Pentru că ai posibilitatea să-ți ridici absolut toate medicamentele. Hai să facem un pic de referire la cardul național de sănătate. Am observat că se confundă cu cardul european. Pentru că am primit solicitări din partea asiguraților noștri prin care cere eliberați-mi cardul. Dați-mi card că am nevoie de card. Cardul european este un instrument, cardul național de sănătate este un alt instrument care... Deci cardul european se folosește doar pentru călătoriile în străinătate, este valabil o jumătate de an, din momentul, 6 luni, din momentul în care a fost eliberat și nu este același lucru cu cardul național de sănătate. Cardul național de sănătate este un instrument cu totul nou, este personalizat, are elemente de securitate și, așa cum am spus, cu riscul de a mă repeta, vine inscripționat cu datele personale, CNP, nume, prenume, toate datele, care CNP-ul nu este la vedere. CNP-ul este pe chipul cardului. Practic, pe cardul național de sănătate este doar codul de asigurat, care nu are 13 cifre ca și CNP-ul, are 20-21 de cifre. Deci sunt instrumente diferite, dar vine inscripționat, medicul de familie atât îi face, îl activează și eu văd un beneficiu și în situația în care pe acest card sunt trecute eventualele alergii. Se pot întâmpla accidente. Acolo, în cazul unui accident, medicii de la ambulanță, de la SMURT, au posibilitatea să citească datele după card fără introducerea PIN-ului. Acolo, având grupa sanguină, IRH-ul și eventualele alergii, se poate evita... Și eventualele boli cronice care pot să dea complicații. Diabet. Și eu cred că medicii au posibilitatea de a avea o discuție cu pacienții prin care să le explice avantajele și dezavantajele. De fapt, acum, ca să fim corecți, nimeni nu cred că a contestat acest card de sănătate. Toată lumea e de acord că e un lucru bun, la fel ca și rețeta electronică. Numai a fost acolo o problemă confidențialitatea, cu inscripționarea. Inscripționarea este practic... Pentru că solicită un timp în plus. Un timp în plus, sunt de acord. Dar vis-a-vis de confidențialitate,
Nu știu, nu vreau să-l contrazic pe domnul doctor, dar un card nu poate să-l citească decât un alt medic, o altă instituție sanitară. Și unde mai este jurământul? Nu, adică vreți să spuneți că aceste date care sunt confidențiale despre starea de sănătate a unui om, da? Nu e un fel de pancardă la vedere, nu, unde toată nu, lumea află ce boli nu, are. Tot da? Un medic poate să vadă aceste boli. Pentru că nu oricine poate să... Nu e o cărticică exclus, pe care ei nici și măcar o citești. CNP-ul. Nici CNP-ul. Și eu zic că este un avantaj. Așa cum v-am spus, în cazul unui accident, în timp util, poate să știe ce alergie are, ce grupă sanguină, ce RH și poate să salveze. Și bolile cronice. Da, dar vedeți, e... Vedem... Principiul confidențialității și fiecare declară dacă vrea sau nu vrea. Bineînțeles. Probabil că ar trebui convinși pacienții că este în interesul lor să declare dacă au astfel de probleme, nu? Sunt convins că va fi o reticență din partea posesorului de card vis-a-vis de donarea de organe. Pentru că pe acest card are posibilitatea să se scrie dacă este de acord cu donarea de organe în caz de accident sau nu. Aici noi privim cu mare reticență această donare de organe. Da. Poate, dar poate omul poate să spună clar nu, dacă nu... Bineînțeles, dar nici nu cred că vor fi întrebați. Deși ar trebui să fie întrebați, pentru că la noi încă e o problemă cu... E mare reticență vis-a-vis de donarea de organe în România. Și vedeți și criza care este, ce liste de așteptare sunt. Da, probabil că, vedeți, Casa Națională de Sănătate, Casa Județeană de Sănătate, nu sunt societăți comerciale care să-și facă reclamă, nu. Dar totuși este bine să veniți să informați chiar periodic și astfel de discuții și cu dumneavoastră și cu medici pe astfel de teme pot să schimbe într-un fel, eu știu, să informeze mai bine oamenii, poate într-un final să le mai schimbe din concepții, din idei, să vadă că sunt lucruri pe care pot să le facă și nu sunt rele sau sunt în beneficiul, poate chiar de multe ori pot să fie în beneficiul lor, că nu trebuie neapărat să fii donator, Doamne ferește, poți să ajungi în situația de a fi primitor. Exact. Da? Deci să fii în situația în care să ai nevoie. Deci în viață se poate întâmpla orice. Da, eu cred că din punct de vedere medical, un medic poate să explice mult mai bine ce înseamnă să ai nevoie de un organ. Da, ar fi interesantă o discuție odată pe această temă cu argumente pro și contra, pentru că sigur există astfel de argumente și de o parte și de alta. Dar, da, într-adevăr, e un subiect la care nu m-am gândit până acum, dar s-ar putea să fie interesant de discutat în viitor. Domnule director, eu vă mulțumesc pentru prezența în această seară. Sper, nu știu în ce măsură, dar sper că am lămurit telespectatorii noștri. Dacă vor mai fi, eu știu, vor apărea situații noi pe parcurs, îi vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă. Într-un final, ca o concluzie, se pare că totul este bine, da. Că se implementează și la noi în țară ceea ce alte țări europene au de foarte mult timp și nu avem noi norocul să inventăm roata. Nu. Dar e bine să adoptăm sisteme care s-au dovedit a fi eficiente în altă parte. Da, poate că implementarea la noi se face într-un interval mai scurt, dar noi am pierdut în perioada comunistă foarte, foarte mult timp, perioada în care alte state s-au dezvoltat. În perioada necomunistă au trecut 23 de ani de atunci. De fiecare dată dăm vina pe trecut. Nu dau vina pe trecut, eu dau vina pe prezent sau pe trecutul apropiat, Dar țările occidentale, țările Uniunii Europene, din care facem și noi parte, au trecut acești pași pe care noi îi facem acum. Și am pierdut niște timp. Acum noi trebuie să recuperăm și recuperăm prin grabă. Și această grabă, uitați că de multe ori este privită cu reticență. Da, și creează neînțelegeri. Da. Cu siguranță ele se vor lămuri, oamenii sunt receptivi, am văzut și din partea farmaciștilor și din partea medicilor. Mai sunt mici nemulțumiri, probabil că se vor rezolva și ele în timp.
Dar important este că toată lumea e de acord că sunt niște lucruri bune care se întâmplă. Da, și în Casa Județeană Giurgiu, orice medic, spital, farmacist găsește sprijinul în limita competențelor pe care le avem. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă ne-ați urmărit și în această seară, vă dau întâlnire marțea viitoare. Până atunci, la revedere și numai bine!